În seara de ajun, 24 decembrie, potrivit tradiției, se vestește nașterea Domnului prin colinde. Vestitorii Crăciunului sunt cei mai mulți copiii, cei care merg din casă în casă pentru a colinda. Un sat în care încă se păstrează acest obicei este satul Ciumărna, acolo unde gazdele stau în seara de ajun cu masa încărcată, așteptând colindătorii. Lăsa-i colinda! Lăsa, hai, dați în casă! Bună seara, domnul Crăciun! Să aveți noroc, bine ați venit la noi! Bine l-am găsit! Mă bucur că mă ia în colindători! Am mai avut mai multe trupe, da? Așa e în seara de Crăciun, trebuie să chem mulți! Dar normal, așa e frumos! Vine păsătătanul! Hai, începeți o colindă! Păstorii se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui. Lăsa! Hai, dați în casă, lăsa! Steaua sus răsare, ca o taină mare, ca o taină mare. Steaua strălucește, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. După colindă, vestitorii din Ciumărna primesc din partea gazdei colaci, nuci și mere. Cât cărbuni în vatră, atâța boi împoiată, cât e paie pe cocheț, atâța prunci în undeț, cât e ciripuri pe casă, atâtea băncute pe masă, cât e chetri la fântână, atâtea oale cu smântână. Mă mulțumesc, tare frumos, tare frumos mi-ați colindat. Sărbători fericite! Mulțumim la fel și vouă!